Da, acum, Cătăline, vezi, fără a lua din meritele suporterilor din Iași sau din zona Moldovei, asta e esența românului. Primitor, când atunci când iubește ceva, iubește cu patos, când iubește cu adevărat. Și vedem, practic, de-aia și evenimentele acestea sunt un real succes datorită suporterilor și a dragostei și iubirii pe care aceștia o poartă pentru acest club. Pentru că degeaba orice club poate să dorească să facă un astfel de eveniment, chiar și în propriul oraș, nu o să vină nimeni. Pentru că practic nu există o conexiune, nu există o iubire sinceră, adevărată între clubul respectiv și comunitate. Pe când la noi e altceva. Pe Dinamo poți să o duci oriunde, în orice cătun sau în vârf de munte, duci la Murighiol, în Tulcea, o să fie suporteri acolo care o să vrea să vină să-i vadă pe jucători, să-i felicite, să le spună două cuvinte. Pentru că asta înseamnă Dinamo. Dinamo e altceva. Dinamo nu e o echipă de fotbal care la un dat a strâns trofee. Nu, Dinamo a format generații și de suporteri, nu doar de sportivi și campioni la nivel european. Dinamo a format comunități, a format o identitate, ne-a modelat și pe noi ca oameni, Cătăline, în viața asta, să fim mândri, să fim demni. De-aia Dinamo e mai mult decât un club. De aici și sloganul să fim mai mult decât am fost. Asta este Da. esența. Și atunci când noi o să fim cu adevărat conștienți de valoarea pe care o avem noi ca brand și ca suporteri, atunci, într-adevăr, Dinamo va fi un club de neclintit. Dar cu toții să o înțelegem, nu doar suporterii, toată lumea, de la jucători, antrenori, angajați, suporteri, toată lumea să fie conștienți de dimensiunea și realitatea acestui club care te duce până în absolut. Uite, acum încep să cred, Bogdane, că și jucătorii înțeleg. Știi, la un moment dat par declarații de complezență pentru noi, să le auzim. Doamne, știu, Dinamo e un club mare, dar încep să arate și ca atitudine și cum se raportează la club și îmi dau seama și prin cum se raportează la adversari. Știi, că tu, îmi place că tu folosești, Doamne, suntem Dinamo, până la urmă. Totuși, tu spui asta pentru că chiar înseamnă ceva, nu este domne Dinamo, ok, dar suntem Dinamo. Înseamnă, în spate sunt niște zeci de trofee, niște multe reușite în cupele europene care te fac să spui cu pieptul ridicat, da, noi suntem Dinamo, nu suntem ori și cine. Și atunci, da, și jucătorii, mi se pare că care au venit, încep să înțeleagă acest lucru, de la suporteri, de la cei care sunt prin club, dar cred că mai ales prin suporteri pot să înțeleagă cu adevărat magnitudinea clubului Dinamo. Da, băi, acum, Cătăline, ce se întâmplă ca să înțelegem ceva? Eu, bine, asta dau puțin din casă, nu e un secret. Uite, mai întâlnesc la Săftica cu jucătorii care vin din străinătate. Că la românii, în mare parte, știu ce înseamnă Dinamo. Că au prins și ei meciuri, au văzut că erau meciuri de cupă europeană, Dinamo făcea performanțe pe plan intern, deci automat erai conectat la o realitate, indiferent că este stelist, rapidist, fan, fece național, una alta, tu tot ai auzit de Dănciulescu, Niculescu, de Cosmin Moții, de Bogdan Lobonț, de tu te-ai auzit de ei, da? Dar la jucătorii străini, crede-mă că le făceam chestia asta de indoctrinare și le arătam videoclipuri, meciuri din anii 80, meciuri din anii 90, performanțe, goluri, una alta, videouri cu galeria, dar cum să zic, nu doar uite bă ce frumos cântau, nu domnule, uite cine suntem, ca să înțelegeți unde vă aflați. N-ați venit doar la un club, domnule, am venit, hai să vedem ce se întâmplă. Plus că le arătam și legat de adversari, domnule, uite cu cine jucăm, dar nu ne putem compara noi, sau ei nu se pot compara cu noi. Niciodată. Noi suntem altundeva, da, ca orice om, am avut o perioadă grea în viață, dar acum ne punem pe picioare. Dar cel mai important Exact. lucru, Cătăline, este și tu ca om, dacă la un dat în viață ai parte de o decădere, da, pentru că se întâmplă, tu să nu-ți uiți adevărata valoare. Pentru că tu îți dai valoare singur, Cătăline. Dacă tu, în mod constant, vii și îți spui eu sunt un incapabil, sunt prostovan, nu am nu știu ce capacități, eu transform într-o realitate. Nimeni din jurul tău nu o să vină să zică, hai domnule că să te ajutăm, care potențial. Nu, dacă tu nu te ajuți pe tine, dacă tu nu ești conștient de valoarea pe care o impui tu și o dictezi tu, nu o să te respecte absolut nimeni. De asta pe mine mă doare sufletul când anumiți suporteri în mediul online, ce-i drept, lasă niște comentarii foarte acide la adresa clubului și denigrează efectiv clubul. Păi dacă noi ne denigrăm Exact. clubul, atenție, putem fi nemulțumiți, putem critica, putem să ne exprimăm opinii critice, nu asta este problema. Dar problema este în felul următor, nu pot să-mi desființez eu propriul club.
Aia înseamnă că eu îmi lucrez împotriva propriului meu club. Și atunci dacă eu ca dinamovist vin și ironizez clubul, păi mă mir că vine un suporter de-a lui Steaua sau de-a lui Rapid sau de-a lui FCSB. Corect. Sau uite Craiova. Păi cum? Cum am putea, Cătăline? Este imposibil. Și atunci de-aia trebuie cu toții să înțelegem natura și dimensiunea acestui club pe care noi trebuie să-l apărăm, în primul rând, ca suporter. Eu asta am învățat în Peluză. Reprezinți grupul Peluza Clubul. Asta este ierarhia. Și trebuie să o reprezinți cu demnitate întotdeauna și cu mândrie. Și Dinamo, Cătăline, când era în cele mai întunecate perioade, acum 2, 3, 4 ani, vorbeam cu prietenii și ziceau, domnule, pe cum te mai duci, mă, la meciul la Dinamo? Lasă-mă, cheltuiești bani, se desfințează, moare. Și am, ce să moară, mă, nu o să moară niciodată, că suntem noi aici. Noi suntem noi aici și Dinamo, voi nu o să înțelegi niciodată, că voi nu aveți parte de asemenea trăiri. Și se uită la mine, uite, bă, domnule, ce idiot. E, nu, nu sunt idiot, îmi apăr clubul, iubesc. Niciodată nu o să mă vezi pe mine în privința altora, zic eu, a, domnule, Dinamo. Nu, domnule, suntem Dinamo. Băi, suntem exact. Dinamo și Dinamo trebuie să-l respecti. Și orice adversar, când spune numele Dinamo, trebuie să-l ridice în picioare. Pentru că suntem Dinamo. Și asta este o realitate. Dar încetul cu încetul, Cătăline, respectul ți-l câștigi din nou. Și clubul face niște pași corecți și concreți în același timp în această direcție. Și atunci... Na. Eu și eu remarc acest lucru și mă bucur că ai avut acest discurs, că de multe ori am impresia că uităm ce înseamnă de fapt Dinamo, ce a însemnat în trecut, în momentele grele prin care am trecut, nu trebuie să elimine cu nimic din ce înseamnă grandoarea acestui club, ca pe la urmă care ne-a obișnuit cu performanța și ne va reobișni cu performanța, sunt absolut convins. Și mai am o ultimă întrebare, când vreau să te mai rețin, că a fost pentru tine o zi lungă. Uite, de la Andrei, tu fiind în interior, ce reacție au avut tinerii veniți de afară, străinii, când au văzut tribunele și suporterii de la Iași ca o completare? Pentru că mie, precunosc, mi s-a părut la fel senzațional. Luni seara am fost unul lângă altul și am văzut, te întrebam, sunt aproape 1000 de suporteri, mi-e vine să cred, mă, sunt aproape 1000 de suporteri în peluza noastră. Adică asta, nu știu cum s-a discutat, ce s-a discutat la TV, dar oameni buni, era ceva fantastic. Stadionul ăla, micuț de altfel, dar dominat de dinamoviști, luni seara, în Moldova. Da, acum, Cătăline, vezi ce se întâmplă. E destul de interesantă toată paradigma asta, pentru că, vezi tu, Dinamo e altceva. Și suporterul dinamovist, deși de multe ori e supărat și critică sau comentează, mă refer, comentează, da, în online, scriind, da, el tot iubește clubul. Știi? Da. Și indiferent cât ești de supărat, tot te urci în următorul tren și mergi în deplasare. Aici e esența iubirii adevărate. Pentru că vedem și noi cu partenerele de viață, cu soțiile, băi, ne mai certăm, ne mai ciondănim, asta este. Dar... tot te împaci, pentru că iubești partenera, soția. Și e normal. Jucătorii și tinerii, cum să zic, eu lucrez la nota asta sensibilă. Și le mai zic, domne, stai că o să vedeți, cum ne-ai zis acum, vedeți ce înseamnă derby. O să vedeți ce înseamnă cu adevărat Dinamo Rapid. În Giulești, ultima dată a fost 4-0. Băi, ne-au dat deja 4-0. Nu există acum din nou un astfel de rezultat. Și erau oamenii așa, mamă, da, băi, cum, mamă, să facem? Uite, domnule, le-am arătat videoclipuri amuzante cu rivalii. Uite, domnule, cu ăștia jucăm. N-au cum ăștia. Și după aia le arătam videoclipuri cu noi. Plus declarația domnului președinte de acolo, care a venit și a spus ce a spus, m-am dus și le-am arătat în poza de la Săftică. Ia uite cine a zis chestia asta. Îl vedeți? El e președintele Rapidului. Îmbrăcând tricoul lui Dinamo. E o realitate. Unii au uitat-o. Poate chiar cei care fac anumite declarații. Și nu au respectul cuvenit. O lipsă de fair play la nivel profesional. Jucătorii tineri și străini încep să înțeleagă, Cătăline, pentru că știi cum e, eu nu le dau mură în gură, le pun întrebări ca să văd cum văd și ei lucrurile acestea. Și oamenii îmi dau răspunsuri punctuale, în care vin și spun, domnule, păi da, noi vedem, plecăm de la Săftica, vedem pe drum ce trăim, ajungem la stadion, vedem cum reacționează oamenii, vedem un stadion plin, adică ei chiar spun că e un vis devenit realitate. Nu neapărat ok să zici că toți visau să joace la Dinamo din copilărie. Nu, și nu e o condiție de tip obligatorie. Dar astea sunt momentele la care visezi când ajungi fotbalist.
să ajungi într-un, să joci cu un stadion plin care să strige numele sau să te împingă de la spate. Ceea ce la Dinamo se întâmplă datorită acestor suporteri minunați. Și practic, vă mai spun o chestie, datorită atașamentului și iubirii pe care o demonstrați voi față de acest club, faceți ca și imaginea acestei țări să fie mai frumoasă. Pentru străinii care vor să vină în România. L-am văzut și pe Gabi Glăvan, care a venit și a spus, omul n-a vrut să vină, pentru că România. Că noi avem o imagine în străinătate și revenim la acea reclamă pe care noi ne-o facem singuri. Nu ne e rușine să spunem că suntem români, noi ne facem de favoruri. Aici e de fapt problemă. Dar prin iubirea și atașamentul de care dați dovadă pe stadioane, în care faceți efectiv să vibreze tribunele de beton, oriunde mergem, că e acasă, că e în afara Bucureștiului, că e în străinătate, ridicați valoarea brandului Dinamo. Și asta e doar datorită vouă. Pentru că să mai spun o chestie, degeaba la birouri oamenii își fac treaba la virgulă. Dacă echipa asta nu era iubită și n-avea mii și zeci și sute de mii de suporteri alături de ea, brandul n-ar fi fost la fel de puternic. Deci de asta spun că suporterii au o valoare incomensurabilă. Pentru că este o realitate, nu e vorba de a ridica pe cineva în slăb, de a lăuda. Dar de asta suporterul e la fel de important